Naționala pregătită de Gheorghe Tadici s-a reunit în această dimineață în vederea pregătirii campionatului european din luna decembrie, printre jucătoarele convocate de selecționeri, fiind și patru handbaliste de la HC Zalău. Georgiana Ciuciulete, Crina Pintea, Diana Puiu și Claudia Constantinescu sunt cele patru handbaliste pe care Gheorghe Tadici le-a convocat la lotul național pentru ultima acțiune dinaintea campionatului european programat în perioada 7-22 decembrie în Ungaria și Croația. Lotul național s-a reunit în această dimineață la Cluj, iar la finalul săptămânii va susține două jocuri de pregătire cu Germania, ambele în deplasare. Faptul că echipa asta aici, unde este acum, probabil pe locul 8, cum încheie campionatul, va încheia acest campionat, are totuși patru reprezentante în lotul României și vor reprezenta România la campionatul european și implicit județul Sălaș și municipiul Zalău. Echipe de pe locul 2-3, CSM Recte, CSM București, care investesc de vreo 9-10 ori, iată că nu trimit o jucătoare la echipa națională. Fondul la echipa națională se restrânge și în 2-3 ani de zile vom vedea consecințele acestei politici cu jucătoare străine fără număr. Nu, am spus-o și o repet, nu este benefic pentru handbalul românesc, am să spun și în cursul zilei de marți, la o analiză care se face la Consiliul de Administrație pe tema loturilor naționale, de la senioare până la junioare. Vom vedea ce va fi. Noroc că s-a mărit numărul de echipe la 14 și astfel mai sunt niște jucătoare românce care și-au găsit echipe, indiferent că e vorba de Slobozia, de Târgu Mureș sau de Zalău sau de orice altă echipe. La campionatul european din luna decembrie, România va evolua în grupa B alături de Norvegia, Danemarca și Ucraina.